must have been something you said. I just died in your arms tonight. Bună ziua! Bine ați venit la o nouă emisiune, Design Talk. Aveți alături pe arhitect Monica Frangulea. Astăzi am alături de mine doi invitați speciali. Sunt doi studenți. Unul din ei este student la arhitectură, deci va deveni arhitect ca mine, Keeper Andrei Daniel. Și el este student anul întâi la noi la Facultatea de Arhitectură din București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, și prietenul lui, Câcu Matei Emanuel, care este student la Facultatea de Arte. Bine ați venit la noi în emisiune! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumim de invitație! Cu mare plăcere! O să încep cu Keeper. Îmi pare rău, dar trebuie să dau prioritate celor din aceeași meserie cu mine. Keeper, deci tu ești în întâi la Ion Mincu. Da. Și prima mea întrebare așa pentru tine este când ți-ai dat tu seama că ai afinități pentru arhitectură? Deci de mic. Vreau să te iau așa de la început. Păi asta cu abilitățile de mic am auzit-o la profesorul meu de meditații, Mihnea Mihailescu, că dacă te cum ai ajuns până la meditație? Deci eu vă zboresc înainte. Când ți-ai dat seama că tu ai vrea să dai la arhitectură? Băi, voiam să încep un pic cu o chestie de care mi s-a întâmplat recent, ca să o leg oarecum cu copilăria. El ne-a spus că dacă te joci cu Lego când ești mic, eu fiind foarte pasionat, cam pe acolo ți-ai dat seama. Și așa am luat-o de bună acum, la vârsta asta. Nu mi-am dat seama când eram mic. Prin clasa 11 pe la început am zis că vreau să fac chestia asta. La început nu eram foarte decis exact ce să aleg. Noi trebuie să ne alegem în clasa 10 la liceul Tonița o secție la care vrem să dăm, pe care să o urmăm 2 ani la rând până în clasa 12. Inițial am vrut să dau la sculptură și mi-a zis profesorul de meditații că n-am nicio abilitate la sculptură. Până am cunoscut o prietenă care în familie avea foarte mulți arhitecți și din poveștile pe care mi le spunea despre meserie, cât de frumoasă este și partea asta mea de a mă descurca mai bine în desenul tehnic decât în anatomie, am făcut o, să zic așa, o mică concluzie și am zis că trebuie să o dau la arhitectură, că îmi și place și mă descurc mult mai bine pe partea asta tehnică, de desen tehnic. Și am zis că... Și am făcut la liceul Tonița design ambiental 2 ani de zile. Ce înseamnă design ambiental? Sincer, am făcut de toate. Am făcut și design de obiect, mi-am făcut și planul camerei, am mai făcut chioșcuri de ziare, sporturi de CD-uri. Adică m-am dus chiar mai mult spre design industrial de obiect. N-am înțeles de ce, dar mie mi-a plăcut oricum. Cam asta. Și la final ai o lucrare de diplomă în care îți alegi o temă, tot așa. Eu mi-am ales chioșcul de ziare că m-am gândit că ne-a zis proful că e cea mai grea temă și am zis că vreau să o fac pe asta cea mai grea. Restul erau spor de măsuțe de cafea sau alte astfel de teme. Și am terminat, cred că primul la secția mea, am ajuns și la olimpiadă, tot așa, primul sau al doilea. A, deci era olimpiadă de design sau de ce? De arhitectură? Da, era olimpiadă de design, dar am ajuns doar până la faza pe școală, după a venit pandemia și așa. Nu s-a mai putut ține, da. Și n-am mai putut să particip mai departe. Și cam atât. Adică la secția aceasta de design am intrat pe ultimul loc și am încercat să fiu așa cât mai consecvent și am ajuns să termin primul la
profesorul acesta, mi-a plăcut foarte mult. Dragoș Caragiu îl cheamă. Da, wow. Tu ai pornit foarte devreme, adică dacă te gândești, înseamnă 4 ani înainte de facultate. Adică este un avans extraordinar față de colegii tăi. Meditații propriu-zis pentru arhitectură am făcut 10 luni. Nu, da, spun liceu, deci ai avut liceu de specialitate. Da, am avut și liceu de specialitate și din clasa 1 m-a descoperit o profesoară și mi-a zis că trebuie să merg la școala de arte unde pot să-mi dezvolt talentul și am făcut 8 ani școala de artă numărul 2 și după aia am continuat cu liceul Tănița și acum sunt la arhitectură. Deci am greșit, deci nu vorbim de numai de 4 ani de liceu. Da, de mult mai mulți ani. Vorbim din clasa 1. Uite, eu am făcut liceul Sfântul Sava, care, bine, când am intrat în clasa noi era liceul Nicolae Bălcescu. Da. Vremea comunismului. Dar eu desenam de mică case, pomișori, tot felul și așa cumva am descoperit. Deci vezi, a fost efectiv din descoperire, dar eu am urmat totuși școală și liceu normal. Și după aia am început pregătirea 3 ani înainte de facultate. Dar uite, vezi, cineva care vine dintr-un background ăsta de școală de artă, de liceu Tonița, este foarte puternic, este cineva mult mai pregătit, mai ales pe partea asta grafică și de design, dar și de concepție, nu? Da, pe partea asta de grafică și de concepție, da, ești mai pregătit, dar pe mine, e că eu am un mic dezavantaj pe care trebuie să-l recupere, geometria descriptivă. Pe mine, e că nu am atât de multă vedere în spațiu, e că nu, nici n-am avut când în 10 luni de zile să-mi dezvolt chiar atât de mult. Partea asta un pic stau mai prost să zic, de geometrie descriptivă. Dar în rest, partea artistică... Bine, partea asta tehnică, uite, și fizica materialelor, cum spui tu, chimie, matematică. Eu țin minte că uite, eu am făcut liceu de matematică fizică, dar ce am studiat noi după aia în facultate n-a avut legătură cu ce era în liceu. Deci nu mi se pare ceva foarte greu, că practic faci de la zero ceva, și noi am făcut de la zero, știi? Deci eu zic că o să fie foarte ok. Ți se par grele materiile astea ce ai început deja? Astea tehnice? Da, pentru că n-am făcut atât de mult, să zic așa. Și nouă ni se păreau grele. Da. Dar nicio problemă. Da, și acum, dacă mă uit în spate, ce mi se părea greu, mi se pare ușor, adică voi trece peste asta, n-am nicio problemă. Doar că, da, mi se par mie un pic mai grele, că nu am atâta experiență cât am pe partea artistică, cu partea asta mai exactă, să zic, fizica și... Și ai senzația că, de exemplu, colegii tăi care au făcut licee de astea teoretice așa, sunt un pic mai bine pregătiți? Sunt ei mai buni? Da, la ore am văzut că sunt câțiva studenți care răspund mult mai mult la întrebările profesorilor. Serios? Pentru că au avut și probabil i-a și interesat mai mult partea asta de fizică. Dar dacă... Eu am înțeles la meditații că la arhitectură că se cam împart în două categorii studenții. Cei care știu să deseneze foarte frumos, care fac eu parte, și ceilalți care știu foarte bine geometrie descriptivă. Adică am și eu plusul acesta și eu minusul acesta. Adică oarecum se completează. Acum am facultate, ține de mine să le am cam pe ambele și ei la fel. Bine, vorbim de facultate de 6 ani, adică în 6 ani ai timp să îți dezvolți toate capacitățile. Mie personal mi se pare foarte importantă imaginația, spiritul de observație. Da. Deci vezi, sunt lucruri legate de, eu cred că sunt genetice, de persoana respectivă. Și clar că cineva care și-a dat seama că este foarte bun și dotat din clasa 1, e mai puțin probabil să fi observat greșit că nu are abilitățile astea. Hai să vorbim un pic și cu Matei. Cum ești? Matei sau Emanuel? Matei, spune-ne tu de facultatea ta. Deci tu ești la UNARTE. Da, la UNARTE, anul întâi, la secția de sculptură. Când ai descoperit că îți place să sculptezi? Probabil că sună clișei, nici nu știu, dar e o poveste reală. Adică mie, de când eram mic, mi-a plăcut zona asta și eu chiar am vrut să activez în sculptură. Probabil că sună clișeic, dar încă din grădiniță numai asta făceam, adică mă jucam cu plastelină și mă uitam la artiști, am avut noroc cu persoane în jurul meu care să fie, nu știu, să mă împingă în continuare să fac treaba asta. Și mama mi-a arătat foarte multe exemple de sculptori, mergeam în galerii, ne uitam pe cărți, chestii care te ajută cumva să îți creezi o idee despre lumea asta. Am avut noroc și
chiar la grădiniță de o educatoare care care i-a plăcut foarte mult ce făceam și m-a trimis la concursuri, am încă de mic participam la concursuri și liceul tot așa l-am făcut cu împreună cu Keeper în aceeași clasă la Tonița, eu mi-am ales secția de sculptură și am avut, chiar am avut foarte mare noroc cu toți profesorii care au găsit ceva în mine, nu știu, ceva care se potrivea cu zona de sculptură și nu știu, probabil că e legat și de vederea în spațiu și de creativitate. Da, absolut. Dar uite, de exemplu, uite, povestește-mi, când erai tu mic, dar la grădiniță, eu accept chestia asta că și eu când eram mică desenam, deci uite, toți aici Da. Făceam lucrul ăsta, nu e... Deci lumea trebuie să știe, ascultătorii noștri, de ce vă întreb eu lucrurile astea? Pentru că dacă lumea are, de exemplu, copii care ar vrea să facă arhitectură sau părinți care ar vrea să-și îndrume copiii pentru arhitectură, pentru arte, vezi, pentru o zonă de asta de sculptură, de desen, ei trebuie să-și dea seama, dom'le, este acel copil pregătit, are el afinități, că e bine să nu prea faci greșeli, să nu ajungă în facultate și să-și dea seama că totuși nu este bine, trebuie să iau altă cale, este mai greu să refaci toată pregătirea, să te duci la o altă facultate. Ăsta este de fapt scopul emisiunii de astăzi. Deci hai să revenim, când erai tu mic la grădiniță și făceai aceste sculpturi din plastilină, sigur că tu te jucai, poate că uite și în ochii educatoare ar fi putut să fie ca și cum, uite, toți fac acele sculpturi, toți copiii se joacă cu plastilină. Dar uite, el este un pic mai bun. Dar ce făceai tu? Uite, spuneai că mama ta îți arăta, de exemplu, cataloage de artă, sculpturi, te duceai la expoziții. Ce înțelegeai? Ce simțeai? Adică aveai tendința să copiezi ce ai văzut? Te ambiționa? Spuneai, ia uite ce frumoasă este sculptura asta și aș vrea și eu să fac ceva de genul ăsta și ai simțit că vrei să evoluezi și să faci, nu știu, mâine, poimine, ceva mai interesant? Cum a funcționat? Mă gândesc că pentru copii, totuși, experiența artistică e mult mai sinceră decât pentru adulți și chiar pentru noi adolescenți. Pentru că nu au o experiență pe partea aceasta și atunci experimentează exact ce văd și exact ce le transmite acea lucrare. Ce simt? Da, e un sentiment mai sincer decât atunci când te uiți la o lucrare cu niște preconcepții sau într-un context pe care îl cunoști și politic și tot ce ține de lumea noastră, un adult le înțelege altfel. Așa, un copil le vede mult mai sincer, le vede exact trăirea. Nu știu. De exemplu, un copil atât de mic, dacă vede o sculptură de brâncuș, el nu este impresionat de numele brâncuș, pentru că el nu știe rezonanța, nu știe ce înseamnă important, nu știe ce înseamnă celebru. Efectiv, se uită la forma respectivă, îi spune ceva, îi dă o senzație, îi creează o emoție, sau nu? La asta te referi, poate? Da, exact la asta mă refer. Că un copil nu cunoaște care artist are mai multă valoare față de celălalt și atunci cumva apreciază în modul lui strict ceea ce a trăit și artistul. Că artistul nu a făcut acea lucrare cu gândul că este mai bun sau mai jos, a făcut-o din sinceritate și atunci copilul cumva prinde mult mai exact ceea ce a vrut să spună artistul. Am înțeles. Nu are o experiență de viață care să îl împingă să creadă altceva. Da. Dar uite, tu acum, ca, evident, student, deci acum ești aproape un profesionist. Mai ai imagini cu ce făceai tu când erai mic? Poți să le vezi, poți să le analizezi? Uite, am făcut forma asta și după aia am vrut să mă duc la expoziție. După aia, în următor, am făcut... Simți? Deci tu în tine, când vezi imaginile alea, că acum tu ai poze, deci ai media să vezi... Cum te analizezi tu pe tine? Cum făceai tu atunci? Uite, am evoluat, uite ce chestii am făcut eu când eram mic, ce interesant. De-a lungul timpului, toate lucrările pe care le-am făcut, îmi plăcea foarte mult procesul, exact procesul de a lucra acel lucru, acel obiect, dar după câteva luni, sau nu știu, chiar și după câteva zile după ce terminam acea lucrare, Nu mai plăcea, renunțam total la ideea pe care am avut acolo, renegam tot, doar că acum, uitându-mă în spate la lucrări pe care le-am făcut poate acum 10 ani, chiar asta simt, că le-am făcut dintr-o sinceritate. Nu,
acum lucrările pe care le fac, eu asta și încerc să fac, să scap cumva de subiectivitatea asta, să încerc să văd altfel lucrurile. Schopenhauer, am făcut un text, am făcut la filozofie un text legat de Schopenhauer și de cum vedea el geniul și artistul. El cumva înțelege artistul ca omul care vede lumea, dar nu înțelege subiectiv. Noi toți o înțelegem subiectiv, adică prin prisma lucrurilor pe care le-am trăit, vedem lumea așa cum o... Nu o vedem real, nu o vedem obiectiv și exact așa cum este ea, ci o vedem cum credem noi că este. Artistul ar trebui să o vadă așa cum e ea și să înțeleagă nu suprafața, nu coaja obiectelor, ci interiorul lor. Da, și atunci, evident, mult mai apropiat este un copil de acel interior. Și de asta atunci când mă uit în urmă la lucrările pe care le-am făcut, simt că sunt de fapt mult mai bune decât ceea ce fac acum. Da, astea sunt de fapt lucruri de bază studiate în filozofie, de exemplu în fenomenologia percepției, deci în fenomenologie, curentul de filozofic de care studiază fenomenologia, uite, Maurice Merleau-Ponty analizează foarte în detaliu câmpul vizual, ce înseamnă de fapt percepția, și el spune acest lucru. Deci nimeni nu poate percepe lumea decât prin prisma propriilor lui sentimente, chiar și fiziologic, cum percepe lumea, spațiul din jur. Unii văd altfel, percep altfel culorile, percep altfel lumina, copiii percep altfel lumina. Astea sunt lucruri pe care și eu le-am aflat recent. Copiii la o vârstă foarte fragedă percep mult mai bine culorile în funcție de intensitatea luminii. Este foarte interesant. Iar această obiectivitate de care spui tu este foarte greu de accesat, pentru că evident că lumea va vedea întotdeauna, va percepe în mod subiectiv și relativ la, de exemplu, la istoria lor, ce au trăit, ce li s-a întâmplat. Ori vorba ta, un copil pornește de la zero, deci el e mult mai obiectiv. Da. Dar tu pierzi acum din obiectivitate, vezi, crescând, da, avansând în vârstă, este... Nu poți să eviți lucrul ăsta, așa este mersul. Dar totuși ai posibilitatea asta să privești în urmă și să vezi cum eram la momentul acela când nu aveam această subiectivitate. Și poți efectiv să-ți creezi singur ce cale vrei să iei, ce stil vrei să abordezi. Foarte interesant. Deci îți plăcea foarte mult, vezi, asta este foarte mult studiat și în străinătate, în America, în Canada, procesul, cum spuneai tu, procesul de a crea. Eu am avut brandul de bijuterii Musesa și eu pățeam la fel. Deci în momentul în care terminam de făcut, efectiv, fizic, de creat un obiect, el nu mai avea practic niciun fel de valoare pentru mine. A trecut focul al creației, în care erai atât de curios să vezi cum iese la sfârșit. În momentul în care este făcut, gata, te gândești la următorul proiect, la următorul design. Așa povestești și tu. Da. Te înțeleg perfect. În ce materiale lucrezi tu acum? În momentul de față, ce lucrez academic vorbind, este doar lut și lemn. Nu am apucat să cioplez niciodată în piatră, dar... Încerc să folosesc foarte mult în ultimele lucrări materiale neconvenționale, cum ar fi silicon, plastic, carton, obiecte, adică am încercat să fac și artă ready-made, adică să folosesc un obiect și să-l recontextualizez și să îi dau... Recycle, e reciclare, este... Da, da, e și partea asta. Practicat în arta modernă. Da, cumva e un simbol, adică, de exemplu, eu am folosit o undiță într-una dintre lucrările mai recente și e un simbol, un obiect pe care toată lumea îl recunoaște și încerc să îi schimbi înțelesul pentru scopul pe care îl ai. Adică undița aia nu mai are scopul de a prinde pește. Da, da. Devine un obiect de artă. Foarte interesant. Țin să menționez ascultătorilor și telespectatorilor noștri că în momentul în care noi o să postăm pe canalul YouTube, deci ArtPress,
acest interviu. O să punem în descriere și link-uri cu website-uri, cu Instagram, deci o să puteți efectiv să vizualizați și lucrări de ale invitaților, să vedeți despre ce am vorbit în emisiune. Vreau să mă întorc un pic la Keeper și vreau să te întreb, la ce vârstă ai înțeles tu ce înseamnă un arhitect? Deci efectiv, ce face arhitectul? Sau că n-ai înțeles? Și eu uneori îmi pun întrebarea. Da, să zic că nu știu cât de departe se poate duce. Foarte târziu am înțeles și am luat și contact cu domeniul. Ce-mi vine acum în cap este că oarecum ajută comunitatea prin operele pe care le face. Când ai înțeles? Deci când te-ai prins efectiv ce... Ce înseamnă? Ce face omul ăla? Cine e arhitectul? Diferența între arhitect și medic? Sau? Cred că prin liceu, prin clasa 10, 11, cam așa. Adică m-am prins foarte târziu. Nu, pe mine, dacă nu dau de un subiect, nu prea mă pasionează să stau să caut așa. Nu sunt o persoană foarte curioasă de fel. Tu, Matei? Când ai înțeles ce face un artist? Sau nici tu, cred că aia nu va înțelege nimeni. N-am înțeles încă și sper să nu înțeleg niciodată. Remarcați, da. Deci sper să nu înțeleg niciodată. Sper să fie o continuă căutare. Cei mai mari artiști în viața lor, asta a fost o căutare. Michelangelo în ultimii lui ani de viață spunea că abia a început să învețe. Da. Sper să nu învăț niciodată. Sper să fie un parcurs, nu, să n-am o destinație, să nu ajung să cunosc definiția artei. Mi se pare oribil să definești arta sau artist. Uite, vezi, e o diferență. În general, lumea, când vorbește de un arhitect, da, ei nefiind arhitecți, deci oameni din alte domenii, și în străinătate, ei se întreabă, arhitectul e mai mult un artist, e mai mult un tehnician, oare e mai mult un inginer? Ei știu ce înseamnă arhitectura, știu ce rol are arhitectul, știu ce trebuie să facă el, că se duce la arhitect și îl roagă să-i facă o lucrare, să-i îl ajute să facă proiectul acasă. Dar se întreabă, domne, omul ăla, ce fel de pregătire, cine este el așa mai artist, ce fel de personalitate are el? Au așa niște dubii, dar noi, ce-ar fi noi ca arhitect să zicem exact ca el, să ne întrebăm, domne, sper să nu învăț niciodată ce este un arhitect și ce trebuie să fac. N-am ajuns până la întrebarea asta. Și cum te-ai pregătit înainte să intri în facultate? Ai făcut meditații? Cum a fost? La facultatea la care sunt, la Universitatea Națională de Arte Plastice din București, vara se organizează cursurile pentru pregătirea concurenților la examenul de admitere și am participat la acele cursuri. Cu cât timp în urmă să intri? Vara dintre clasa 12 și anul 1. Și atunci e normal, deci doar cu jumătate de an înainte, nu se, vă pregătiți cu mai mult, da, cam așa e standard. Tot parcursul liceului a fost o pregătire. Adică da, sigur, da. Dar meditațiile oficiale le-ai făcut chiar în facultate? Da, se organizează acolo, oficial, exact. Dintotdeauna așa au făcut? În fiecare an fac așa ceva? Nu știu exact de când se face lucrul acesta, dar de câțiva ani buni se face, pentru că pot participa și copii de vârstă mai mică sau oameni care nu au interesul de a participa la concursul de admitere, dar vor să facă un curs de artă sau da, o consideră o chestie recreativă sau poate participa oricine, e contra cost. Am înțeles, foarte interesant. Să știi, Keeper, că eu am făcut pregătire la un curs de genul ăsta pe care Ion Mincu l-a organizat când eram eu în clasa a 10-a, dar ei nu-l făceau în fiecare an, l-au făcut atunci ca test, efectiv să vadă cât de bine pregătiți sunt elevii care făceau meditații de desen. Și eu am avut norocul să prind un curs de ăsta și eu așa am intrat în contact cu facultatea din clasa a 10-a. Da. Și după aia, nu știu dacă l-au mai făcut, dar în anii următori eu am rămas, m-am pregătit în continuare profesor de facultate. A fost foarte interesant, că se făcea chiar în facultate, uite cum spune el, știi? Mi se pare că cred că se mai fac și acum niște cursuri sau să nu încurc sau să dau niște simulări de admitere. Adică tot ai contact cu examenul și cu partea asta. Asta e bine de știut, da, pentru cei care sunt interesați. Dar nu știu exact dacă se fac cursuri ca la un arte. Keeper, în ce a constatat examenul de admitere când ai dat-o? Păi, el trebuia la început să constea într-un examen de 6 ore în care ai
4-5 exerciții, două de perspectivă sau trei celelalte DGD, de geometrie descriptivă, diferă foarte mult. Poți să-ți dai și 3 exerciții, să lase mai mult, mai grele, 6 mai ușoare. Și când a venit pandemia, s-au hotărât că trebuie să dăm un interviu și un portofoliu. După au renunțat și la interviu pentru că... Ai prins în pandemie și admiterea? Da. Vai de mine. Și știu că trebuia să merg la facultate pe lângă portofoliu să mai dau încă o probă de încă 2 ore de probabil geometrie descriptivă, să anul așa ceea. S-a intrat doar pe portofoliu. Da. În care trebuia... Făcut și aici au putut, da. Da. Și la fel, în portofoliu trebuia să aveai 4 subiecte. Un subiect în care puteai să desenezi cam ce dorești tu, dar să aibă legătură cu arhitectura. Știu că am făcut și o motocicletă. Foarte bine. Ar ținut-o cineva minte de acolo, mi s-a și zis. Și eu desenam mașini. Da. Geometrie descriptivă, câteva axonometrii în care explici cam parcursul clădirii respective. De obicei trebuia să fie... clădiri cunoscute, da. Modernism, am desenat mult, Frank Lloyd Wright și Le Corbusier. Frank Lloyd Wright, da. Frank Lloyd Wright este un mare arhitect american care a pornit mișcarea modernistă și ai mai spus axonometrie. Eu încerc în emisiune să explic anumiți termeni care poate sunt un pic prea tehnici sau dacă mai scapă câte un cuvânt în engleză. Axonometrie este o modalitate de a desena tridimensional pe niște axe geometrice în spațiu. O clădire nu este o redare naturalistă a acelui obiect, ci este mai mult o redare geometrică cu o acuratețe foarte mare prin care se pot măsura dimensiunile acelui obiect. Da, da, da. Da. La tine în ce a constatat examenul de admitere? Examenul de admitere, deși... Tot online a fost? Tot nu, cu pandemie? Nu. Tot în contextul pandemiei, așa? Doar că s-a ținut normal. Cursurile, deci cu prezență acelea... fizică? Da, prezență fizică, 3 probe, 3 zile diferite... Ce probe au fost? Prima probă a fost cea de desen. Așa. Cred că portret și model nud. Cea de-a doua probă... Foarte compoziție greu. De idee, da. În modelaj. Da. Și ultima probă a fost interviul și prezentarea portofoliului. Deci au avut și portofoliu cum ați avut voi și au avut și de desenat, deși după un model real și de compus efectiv din imaginația voastră o compoziție. Mie mi se pare foarte greu ca exercițiu de artă, de desen. Mulți care vor să dea la design interior la un arte, aleg să dea la arhitectură pentru că e proba mult mai ușoară și e doar una. Și scapă mai repede, asta am înțeles că spun majoritatea. Da. Câți ani durează facultatea? Licența durează 3 ani și există și posibilitatea de a participa la master, care mai este încă 2 ani. Da. Deci se poate lungi. Da. 3 ani licență, 2 ani master și mi se pare că încă un an doctoratul, dacă... Da. Uite, sunt curioasă, uite, suntem în epoca digitală. Uite, Keeper. Da. Voi la anul întâi, sau chiar și înainte, deci nu exista când eram eu în liceu, nu exista grafică pe calculator sau era extrem de incipientă tehnologia. Deci noi am început să lucrăm pe calculator parcă din anul 2, 3, ceva de genul ăsta. Și când intram în facultate, evident că făceam și pe calculator, făceam și de mână. Dar la noi desenul ăsta de mână, lucrul de mână era foarte pregnant la ora aia, vorbesc de acum 20 de ani. Acum, voi mergeți pe partea digitală? Cum este? În anul întâi nu se merge atât de mult pe partea digitală, cu toate că există în semestrul întâi un curs de, se numește modele matematice, te învață cum să modelezi într-un program 3D, îți oferă licența facultatea. AutoCAD sau ce program alegi tu sau cum? Noi am avut de ales dintre 3ds Max și Maya de la Autodesk. Așa. Mi-am ales Maya, încă nu-l stăpânesc atât de bine. Mai mult fac lucrările în SketchUp, mi se pare pic mai ușor, l-am învățat oricum în liceu și din liceu am avut contact cu modelarea 3D. Și nu prea, la atelier nu ai voie în primul an să faci pe calculator, adică poți să-ți faci doar pentru tine, nu neapărat să prezinți
la final de proiect, la predare. Asta pentru că trebuie să ai contact la început cu Teo, cu becherul, cu să lucrezi la planșetă, să înveți și perspectiva la fel o facem tot așa, nu pe calculator. Și după din anul 2 se încep cursurile de AutoCAD. Aha. Și mai există câteva, zic așa, mini-cursuri. Există un program creat pentru studenții care întâmpină dificultăți tipul facultății, în care își expun problemele, nu știu, probabil legate că, nu știu, să un curs de perspectivă nu l-au înțeles sau, nu știu, să modeleze 3D. Și acolo... Deci cursuri suplimentare. Da, da, cursuri suplimentare și sunt există o echipă de voluntari care te ajută să le mai înțelegi. Și eu am participat la curs de geometrie descriptivă când am avut un examen înainte și îți explică, sunt foarte de treabă și stau cu tine și îți explică, nu am nicio problemă. Și nu numai pe partea asta de ce nu înțelegi la facultate și de cum îți gestionezi tu stările, să zic așa... Adică, cum te simți tu în facultate? Poate nu simți că faci față, poți să le spui lor, să vorbești cu ei, nu știu dacă au psiholog, dar sunt persoane care o să stea să te asculte. Adică, asta nu era pe vremea mea, asta mi se pare da. Foarte, un lucru foarte bun. Da, și îți dau și, mi se pare, și un kit la început de câteva materiale. L-am primit și eu. Dacă te înscrii, îți dau și un kit. Adică te ajută și pe partea asta de materiale, dacă nu ai destui bani. Să... Am înțeles, da. Dar uite, să revenim la partea digitală. Eu nu mă refer numai neapărat la programele CAD. Deci programele CAD, să explicăm, sunt programele care asistă efectiv proiectarea de arhitectură. Mă refer, de exemplu, la Photoshop. Deci programele astea de grafică digitală, nici astea nu sunt permise de la început? Ba da, asta am uitat să menționez. Da, în Photoshop ne lasă să lucrăm și să ne punem planșele. Oricum, acum predarea se face 100% online, da. În afară de atelierele experimentale. S-a început acum 3 ateliere care vin la facultate și respectă regulile și... Pe distanțare, da. Da, să vadă cam cum ar decurge. Dar în rest, cei care nu au ales, cum este grupa mea, fac predarea 100% online și acolo ne-a spus profesoara că putem liniști să ne montăm toate planșele în Photoshop. Am fost și un curs la un moment dat, tot așa, de la Starhi, de Photoshop, în care ne-am învățat cum e în zile de bază. Da, în Photoshop avem voie. Da, mi se pare foarte important. Da. Nu numai Photoshop, programele acestea de grafică efectiv, de grafică digitală, deci nu neapărat cele de proiectare asistată pe calculator. Trebuie să spun ascultătorilor noștri că eu am fost în facultate, ai fost și tu, ei au trecut printr-o renovare destul de importantă, atelierele acum au fost curățate, arată altfel, da. S-au înlocuit planșetele, deci ar fi păcat, eu sper să treacă situația asta de pandemie și să putem să revenim în atelier. Și eu cu studenții mei, la anul 2, la fel, suntem online, ei nu s-au cunoscut între ei fizic, nici cu noi, cu profesorii, cu asistenții și situația este destul de ciudată. Da. La tine cum e? Eu aș vrea să te întreb pe partea asta digitală, dar cred că întreb degeaba. Se folosește? Cum e la voi? Se folosesc exact cum ați spus programele de grafică digitală, adică Photoshop, InDesign, lucruri de genul acesta. Le învățăm, avem curs pentru asta, dar pentru modelare 3D nu. Chiar dacă este un lucru care poate să fie important și poate să ne ajute, eu sper să pot să le învăț pe cont propriu. Lucrurile de modelare 3D, ZBrush sau da, programe da. De genul acesta, pentru că te pot ajuta să vizualizezi mai rapid o idee. Adică foarte, foarte important e să ai ideea, nu neapărat să faci obiectul. Și atunci, dacă stăpânești un tool de genul acesta, poți să vizualizezi rapid ideea, să vezi dacă ceea ce ai gândit e bine sau nu. Pe vremea mea, noi le desenam, adică și 3D făceam, da. Și pentru noi, știi, făceam schița de mână,
Ce să facem? Bine, la voi poate e important, dacă vrei la un moment dat, noi discutam și înainte de emisiune, să intri în tehnica de 3D printing. Eu am avut aici o colegă de-a mea, acum câteva emisiuni, Sorina Dumitru, care are o fabrică de 3D printing. Nici eu nu știam cât de evoluată este această tehnică și câte posibilități există și câte materiale se pot prelucra. Dar evident că voi, tu, ai putea să... Să accesezi așa ceva, uite, e interesant și atunci evident că ai nevoie înainte să faci acel model 3D pe calculator, să poți să-l faci tu însuți ca să poți după aia să-l incluzi. Și sunteți încurajați către a crea o artă modernă, contemporană, mai futuristă sau din contră în anii mici este tendința asta totuși să studiezi ce s-a făcut până acum, sculptură sau desen clasic? Da, în primii ani, adică în primul an, se pune accent foarte mult pe arta figurativă, pe model, pe realitate, doar că, tot așa, cum am spus, am avut noroc și la facultate de un profesor foarte înțelegător și care este foarte deschis și dânsul ne încurajează să dăm frâul liber și imaginației și să încercăm și artă contemporană și idei care ne-ar putea ajuta să nu rămânem potigniți cumva în arta asta academică, care nu poate să ducă mult mai departe. Cumva e nevoie de creativitate. Nu? Da, n-ar fi normal să vă formeze pe un anumit stil, probabil nici nu se încurajează să încerce ei să influențeze, pentru că fiecare trebuie să aibă personalitatea lui și evident stilul și tușa lui proprie. Ați observat, asta e o întrebare pentru amândoi. Ați observat o diferență? În momentul în care ați intrat la facultate, este altfel decât ce vă imaginați voi că era înainte? Emanuel, ia spune. Eu n-am plecat cu niște păreri sau niște dorințe de ce aș vrea să fie, deci nu pot să zic că am fost, nu știu, foarte încântat sau nici dezamăgit. Pur și simplu iau lucrurile așa cum vin, nu încerc să mă gândesc ce mi-aș dori neapărat să se întâmple. Iau lucrurile așa cum vin și deocamdată mi se pare foarte, foarte în regulă ce se întâmplă la facultate, mai ales, după cum am spus, cu norocul pe care l-am avut cu profesorul de la atelier. Este un artist foarte bun și un profesor care ne înțelege. Adică da. Eu așa îl percep. Keeper! Păi eu m-aș aștepta la ceva mai bun când am intrat la facultate. Bine, cu pandemia e un pic ciudat la ore. Asta e singura diferență. La meditații făceam cam același lucru și aia nu-mi plăcea și mă gândeam când o să scap de asta și chiar așa s-a întâmplat și am dat de altceva. Profesorii sunt deschiși, dacă ai o idee bună, analizați împreună, te încurajează, vin și ei cu idei la rândul lor, adică nu există o parte de asta, culoarea anume, adică pe care să te ducă neapărat să îți impună niște idei fixe, doar trebuie să fie corect din, nu știu, punct de vedere structural sau, adică să îndeplinească aceste criterii, dar pe partea asta de imaginație ești lăsat să faci cam ce dorești. Asta e foarte bine. Uite, aveam o întrebare pentru voi și îmi dau seama că probabil este de pomană. Cum a fost trecerea asta din punct de vedere al imaginii profesorului, deci diferența de cum era înainte în liceu, profesorul de matematică, profesorul de fizică, profesorul de biologie, profesorul de limba română și dintr-o dată treci la profesorul de genul profesorul de istoria artei, profesorul de material de construcții, dar am senzația că voi, prin pregătirea care ați avut înainte, erau cam același tip de profesor, nu? Cum erau înainte și cum sunt acum, așa e? Da. Noi mergeam la liceu 2 zile pe săptămână, noi făceam orele obișnuite de română, matematică, franceză și 3 zile aveam atelier. Adică stăteam numai doar în atelier, aveam profesor de istorie artei, nu... Noi suntem deja familiarizați cu chestia asta. Nu... Ai văzut? Și la tine la fel, Matei? Da, exact. Aceeași experiență. Adică, cumva am fost introduși cu noțiunile astea încă din liceu. Deci...
Da. Cum vi se par colegii? Vi se par bine pregătiți? Sunteți încântați? Adică mediul, efectiv, la nivelul generației voastre, sunt o surpriză? Nu vă așteptați să fie așa? Sau din contră? Cum e? Matei? În cazul meu, colegii sunt foarte puțini, în primul rând. La câți? Adică? Suntem 5 copii în grupă, mi se pare, 5 studenți în grupă. 5 studenți în grupă. Da, sunt 2 grupe pe an. Deci cam 10 10 pe an. Da. Extraordinar. Sunt foarte puțin pentru că probabil lumea, nu știu, este speriată de conceptul ăsta de sculptură și de ce vor face pe viitor cu pregătirea asta. Foarte mulți lipsesc de la ateliere sau nu se prezintă pentru că, da, cumva se înțelege îngrijorarea asta pentru viitor. Dar colegii sunt în regulă, adică sunt persoane de treabă. Ce mi se pare interesant totuși, cum vorbeam și mai devreme, despre oamenii care vin din licee care nu au legătură cu arta. Păi da, de asta spun, cum am fost eu, noi. Dar cumva au viziuni interesante, noi suntem, poate chiar au viziuni mai interesante decât noi. Pentru că nu au preconcepții, nu au învățat o artă academică, nu au învățat un model pe care să-l aplice și aici. Și atunci noi încercăm să scăpăm de ceva ce am făcut în urmă, ei cumva reușesc mult mai repede să își dea frâu liber imaginației și să facă ceea ce își doresc, fără să aibă o metodă prestabilită, învățată de-a lungul timpului. Deci ei nu sunt tarați de un anumit stil, că voi probabil ați ajuns pregătindu-vă, ați ajuns la un stil și ați rămas prinși în el și ei vin, cum spuneți, cum e copilul, vine de la zero. Da. Foarte interesant. Dar cumva și eu încerc să mă debarasez de ce am învățat, să învăț lucruri noi și probabil că asta va fi procesul de-a lungul vieții. Să încerc să uiți ce ai învățat și să o iei de la capăt și să înveți din altă perspectivă. Lucrurile sunt aceleași la bază, doar că le poți vedea diferit. Am înțeles. Keeper, colegii? Păi la mine sunt 32 în grupă, suntem mulți. Majoritatea colegilor vin la ore, mai ales la atelier. Atelierul e cel mai important. Așa am prins ideea asta din facultate. Și am colegi care sunt mult mai pasionați, să zic așa, decât mine și stau toată ziua și lucrează la machete și se vede și admir pentru asta. Vreau să ajung și eu tot acolo, să fiu deoparte cu ei dacă... Dar oare de ce crezi că poate să fie din pasiune, poate să fie și din cauza contextului pandemiei și lumea nu prea mai poate să iasă și atunci se aruncă în studiu un lucru, că e ceva de făcut, e ceva interesant. Poate să fie multe aspecte. Nu neapărat că sunt tocilari sau... Nu cred că sunt tocilari ei de fire, doar că probabil sunt pasionați și au chestia asta să le iasă bine și nu știu dacă... Concurență? Vor să fie cei mai buni? Da, concurență, dar nu știu dacă au fost în liceu la fel, adică să... De obicei, persoanele astea aveau note foarte mari, medii foarte mari, eu n-am avut medii așa mari, adică am maxim 9, așa eram un copil, nu eram neapărat de 10, nu m-a interesat neapărat asta pe partea de... Să zic așa, cultură generală la liceu, mai mult m-a interesat atelierul și munca în atelier acolo. Dădeam tot ce puteam și de-aia am și, să zic așa, reușit. Da, este și faptul că nu merg la ore fizic, un aspect, și asta și cam pierde efectul așa asupra ta când stai în fața ecranului și îți vorbește cineva 6 ore și tu din 6 ore prezinți 10 minute... Trebuie să stai să asculți, adică e un pic ciudat. Nu... Deci voi nu v-ați cunoscut colegii fizic? Doar când am făcut echipe, dacă erau colegi din București, că fiecare stă la casa lui, majoritatea stau fiecare la casa lui în Constanța, Sinaia, peste tot, adică nu... Am cunoscut o colegă așa mai bine, că am făcut echipă cu ea, 2-3 proiecte. Și trebuia să se cupleze câte 2, câte 3, făceam și noi în facultatea asta. Da, atunci, da, efectiv, ați întâlnit fizic, a trebuit să faceți proiectul ăla, să-l desenați, să-l... doar cu ea. Extraordinar. Da. Deci asta mie mi se pare o lipsă majoră, să nu te întâlnești. Voi știți că la liceu, la școală, cum erați cu
Deci voi practic nu interacționați sau nu între voi? Adică așa, o gașcă, nu știu, discuți și alte subiecte, nu neapărat când te vezi pe Zoom la curs, în afara, în afara cursurilor, vă vedeți, interacționați cu colegii voștri? Nu. Eu sincer nu. Adică doar cu un coleg cu care am fost amândoi în aceeași clasă și în grupă cu mine, dar așa să ne sunăm maxim. Nu știu. Dar nu v-ați văzut? Nu m-am mai văzut nici cu... Da, și îl și cunosc și nici m-am mai văzut cu el de... Cred că de când am terminat liceul sau de la... De și la tu, Matei? În cazul nostru, atelierele încă se țin cu prezență fizică și doar... Am un echipar de invidie, ia uite-l, s-a înverzit. Da. Da, este foarte... Dar sunteți numai 5. Noi. Exact, suntem numai 5 și jumătate. Și vine doar el. Tot e bine. Se vede cu mai mulți colegi decât te vezi. Tu te-ai văzut doar cu o colegă și cu... Da. Știi pe fostul coleg de liceu cu care nu te-ai mai văzut de un an. Deci vă vedeți și cu profesorii, uite. Da, da, la noi e mai bine. Probabil fiind și mai puțini, se organizează altfel lucrurile. Dar cursuri efectiv le facem tot online. Avem dimineața atelier și după amiază cursuri online. Da, da, da. Chipa, ce vi s-a cerut să faceți în anul tip până acum? Ce proiecte ai făcut? Nu, țin minte, am început cu releveul, a fost primul proiect. Deci releveul înseamnă o clădire existentă, efectiv să faci procesul invers. Deci se măsoară clădirea, se desenează pe hârtie, se fac planurile, se fac elevațiile, și poate să fie o clădire istorică sau chiar și o clădire modernă. Deci eu am ales o clădire din Tokyo de Lutadao Ando, deci efectiv pe baza, nu știu, documentației și așa, am refăcut proiectul și am pus pe hârtie acel proiect care există, Row House. Da, din Tokyo. Deci asta a fost primul proiect, după care am început să ne se ceară pavilion expozițional cu structură de lemn, adică așa era cu, deci, 26 de ani. Voi ce vi s-a cerut să faceți până acum? În primul an am învățat să facem planuri, secțiuni, câteva... Dar ce proiecte ați avut? Vi s-au dat proiecte? Vi se ceară să faceți un mic proiect de ceva? Da, da. După, de la al doilea proiect, deja ni s-au dat să ne facem propuneri, preluând ceva de la exemplu pe care l-am analizat. În penultimul proiect a trebuit să studiez clădiri văzute de sus, după aceea să ne alegem un exemplu și să vedem cam ce, să ne dăm noi seama cam ce structură ar avea clădirea respectivă. Acestea erau niște clădiri făcute din mai multe module și de acolo noi trebuia să preluăm ceva din modulul respectiv și să punem în clădirea noastră. De un spațiu expozițional, cam majoritatea au făcut asta, 300 de metri pătrați, cam după trebuie să faci plan și să-i faci secțiuni, planuri, tot așa, machetă. Machetă se vede cel mai bine și mi-am dat și seama. Eu le făceam pe calculator și ziceam că gata, mi-am dat seama de spațiu și după am văzut că machetă e cel mai bine. Deci chiar și tu vezi, uite, ca arhitect îți dai seama că macheta fizică e diferită, ajută față de un model tridimensional pe care îl vezi chiar în video, pe calculator și chiar intri da, da, da. Și așa mai departe. Mie îmi place mai mult să fac macheta. Vai, și nouă ne plăcea să facem machete. Vai, ce mai munceam, ce mai da. Făceam. Să fac plan și nu-mi place deloc. Nu-mi place pentru că sunt erorile acelea grafice, nu ți-ai pus pe aia bine, ai scăpat tu și pe ea sau... Adică ies foarte frumoase. Am colegi care fac plan și foarte frumoase. Eu nu dau interes în partea asta, adică fac doar ce cred eu că mă ajută, să zic așa, să-mi expun ideea foarte clar și cam atât. Și... Dacă mai, să zic așa, am chef, o să încep să fac și mult mai detaliate, de obicei. Adică mi-am pierdut răbdarea în partea asta de stat să fac planșe, felibibile, cum zic. Bine, acum să fim serioși, adică și făcutul de machete e destul de periculos. Să nu-ți închipui că n-am pățit-o și eu și colegii noștri, ne-am tăiat degetele cutterul când tăiam cartoanele sau când lucram în foliile alea de plastic. Vai de mine! Mi-a sărit super glue în ochi. Deci este așa de mică probabilitatea, pe toate tubulețele de super glue scrie: evitați contactul cu ochii, dacă sare în ochi, să vă spălați.
Întotdeauna, dacă vezi instrucțiunile alea, îți închipui, dom'le, cum să poată să ajungă super glue în ochi? Adică nu se poate așa ceva. S-a întâmplat, evident, a pus picătura la machetă, a sărit așa, în ochi a ajuns. Deci se pot întâmpla multe. Periculozitatea de a lucra la machetă e egală cu când desenezi pe planșă și îți cade tușul și îți curge culoarea și... Bine, dar mi-asum riscul ăsta. Îmi place mult mai mult de... Îmi place mult mai mult pe machetă. Acolo chiar mă implic. Noi nebuneam. Lucram la pomișori, la omuleți, la... Era ceva extraordinar. Da, stăteam să mă gândesc că la ultima machetă eram singurul om de la mine din cartier care stătea pe la 11-12 noapte să caute crengi de copaci de... cu lanterna prin fața blocului. Să stau să-mi pun în machetă copaci. Cum ar fi acum să te prindă afară și să ai hârtie? Dom'le, eu justific că am ieșit la 11 noapte că trebuie să rup din parc crenguță ca să-mi fac macheta, că mâine am predare. Cred că nu se mai oprea la cum mă vedea cu lanterna pe afară. La voi ce ați avut? Matei, ce ați trebuit să faceți proiecte în anul întâi? Am avut și teme academice, cum am spus, studiu după model, portret, studiu după corp uman. Desene. Desen așa? Și modelaj. Și sculptura, așa. Da, dar am avut și teme de idee, încercări de compoziții, lucruri care să ne stimuleze creativitatea. Nu știu de ce mi se pare că ați avut un pic mai multe teme decât a avut Keeper la arhitectură. Așa sună mult, așa, multe. Ce, câte? Nu știu exact. Adică chiar sunt multe, multe lucruri de făcut, dar... De exemplu, eu în primul semestru știu că am făcut portret, după care am modelat un portret după model, am luat mulaj, cum ar fi, după acel portret și am făcut din el, mi se pare, 6 sau 7 lucrări diferite. Adică asta a fost tema de creativitate, să încerc să găsesc un alt înțeles în portretul acela în fața persoanei. Da, eu n-aș vrea să dezvălui prea mult, dar invitatul pe care l-am plănuit pentru săptămâna viitoare a avut nevoie în procesul pe care îl face el de a crea niște căști sportive de mulaj de cap uman, ceea ce nu e ușor pentru un arhitect, cum îl faci. Și-a făcut efectiv mulajul propriului lui cap, care știi foarte bine procesul respectiv. E foarte complicat, e foarte periculos și dacă o să vină, când o să vină săptămâna viitoare sau când o să poată să vină, abia aștept să-l întreb să ne povestească în emisiune, pentru că nu e ușor. Da. Ți-e bine că tu îl sculptezi practic de la zero, deci tu știi cum să stai să-l sculptezi. Noi n-am putea face așa ceva, îți dai seama. Eu am mai învățat de la el, veneam mereu la el. Când aveam pauză, mă duceam la el în atelier și mereu veneam peste el și ce faci aici, ce faci, și mă învăța. Tăiam fier beton cu el, montam, puneam... Tăiai fier beton cu el? Cum? Da. Cu ce? Ai scule de-astea? Da, sunt. Heavy duty acolo înseamnă. Da, ai un atelier undeva unde stai tu sau acasă sau ai acces la un atelier? Eu lucrez acasă, așa? În cameră, fac dezastru, cu flex, cu tot ce trebuie. Care e cea mai periculos utilaj pe care îl folosești? Presupun că drujbă. N-am pățit nimic de la drujbă, dar dacă aș... Și eu am folosit drujbă când am lucrat la un teren, la landscape, la grădină, dar tăiam pom cu drujba. Tu ce tai cu drujba? Pomi. Lemn. Lemn, da? Da, da. Dar fierul beton cu ce l-ai tăiat? Cu flex. Cea mai rea accidentare, cred... Mecanic așa sau era tot... Știu că l-am tăiat la mână. Un aparat electric care scotea scântei și săreau peste tot și lua foc. Da, da, flex, da! Clasic, adică lucrez cu multe aparate. Aparat de sudură, tot ce trebuie în procesul. Aparat de sudură. Keeper, știi să folosești aparat de sudură? N-am ajuns până acolo. Băi, da, îți dai seama, artiștii văd că au o îndemânare și n-a folosit utilajele astea care ne depășește pe noi, cumva. Mie îmi place așa să stau să văd cum face procesul, să vin să mă bag, să mă învețe și pe mine, că tot așa m-a învățat el, pe el sun mereu când trebuie să torc ceva, să îl sun mereu și îmi dă sfaturi și mă învață și la fel și el când are de făcut ceva pe calculator, îl mai ajut și eu. Și așa și la arhitectura, adică nu știu dacă se face chestia asta, mi mi-ar plăcea foarte mult să merg pe șantier, să văd exact cum se tarnă betonul. Stai liniștit că urmează.
stai liniștit că... Eu plăcea să stau pe șantier, n-am nicio... Stai liniștit că eu povestesc prietenilor mei că lumea nu înțelege, are părul așa în imaginația lor că arhitectul este un fel de artist care stă așa la planșetă și face niște desene după care le aruncă așa către, da, către cineva care se începe să le facă. Nu știu, că nici inginerul constructor, e clar că și el își face proiectul de structură și asta este. Lumea nu realizează că trebuie să stai pe șantier. Este o responsabilitate extraordinară. Dacă nu ești acolo, evident că vor fi greșeli. Muncitorii nu sunt niște oameni, ei se specializează strict pe ceea ce fac ei, care este un lucru de bază. Dar dacă este ceva mai complicat, trebuie efectiv să-i supraveghezi continuu, iar munca pe șantier este un lucru foarte greu. Dar să mă întorc acum la Matei. Uite, de exemplu, când mergem la expozițiile de artă, care sunt tot timpul, și vedem obiecte de artă, uneori de mari dimensiuni, din metal, făcute din diverse, din bucăți de metal, din fire, din tablă, din... Dar lumea realizează oare că ele trebuie sudate. Adică tehnologia care stă în spatele acelui obiect este tot... Și sunt foarte grele. Ai ajuns să faci obiecte de metal? Nu, obiecte de metal am lucrat doar foarte mici. Problema la metal este că e și destul de costisitor. Ce am lucrat din metal a fost doar din oțel sudat, să sudez o structură sau lucruri de genul ăsta. Dar bronz turnat este destul de costisitor. Și... Bronzul ca bronzul, dar vezi, folosește elemente echipă, trebuie să fim atenți că el vine la șantier și ne fură bucăți de fier beton, că trebuie să iasă sculptura, păi altfel nu, de unde? Și mai frumoase că poate au un pic de praf pe ele, da, sau... Alea cele mai bune! Ai folosit, ai făcut. M-a fost să recunoști că... cumpărat fierul beton. L-am folosit și aveam nevoie să fie mai ruginit decât era. Și atunci am compus o chestie din... Păi da, cu acid, ia spune. Da. Luat acidul, vă rog frumos, cu la farmacie, și, vreau și eu un acid. Ce să faceți cu el, nu? Da. Și vai de mine. Și materiile teoretice. Faci materii și materii teoretice? Da, materii de genul istoriei artei, filozofie, anatomie. Da, și se lucrează și pe partea asta. Cursuri de siguranță a muncii nu vă fac când folosești drujba, cum să faci, să nu, cumva, să nu. Nu. Da. Ni le facem singuri, din experiență. Din păcate. Vii la atelier cu degetul bandajat și zic, stați să vă explic cum trebuia butonul de siguranță la drujba în momentul în care am dat drumul, ce trebuie făcut. Probleme la ochi, de la sudură, mă ajută la spital. Serios? Adică n-ai știut că trebuie să-ți pui ochelarii aia sau ai știut și nu ți-ai pus sau ce să... Eu și nu mi-am pus. Să fie 10 manuale și 10 cursuri despre așa ceva, vezi, când nu... Ce să faci? Voi faceți chipări la arhitectură? Ce materii faceți teoretice? Facem istoria așezărilor. Am făcut un semestru întâi istoria așezărilor în Europa... Introducere în arhitectura contemporană, evoluția fenomenului arhitectural cu Hannah Derer. Da. Și acum facem cu doamna criticos, limbaj arhitectural și cam atât. Și mai facem franceză. Sunt puține, vezi? Da. Uite, aș avea așa o ultimă întrebare. Uite, timpul a zburat, nici nu mi-am dat seama. Contextul pandemiei. Astea sunt discuții pe care noi le avem tot timpul la facultate, nu neapărat cu studenții, dar între noi, profesori, sunt și la congrese la care mergem, se discută tot timpul. Ce schimbări va aduce această pandemie? Cred că a durat și foarte mult. La voi, din ce aud, aveți o viață cu totul diferită față de ce am avut. Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost în timpul facultății sau liceului, să nu fim cu prezență. Pentru că mi-aduc aminte ce făceam, cum ne distram, cum... O să nu vă fac poftă. Lasă, nu era bine. Ne certam, ne băteam. Nu, lasă, așa. Dar, uite, efectiv contextul pandemiei. Aveți impresia că, uite, Matei, crezi că va avea o influență asupra artiștilor, asupra artei? Va veni ceva nou? Va veni ceva mai bun, mai rău? Cum crezi tu că... Ce se va întâmpla după? Cu siguranță va avea un efect. Nu știu care este, nu știu să ghicesc care va fi efectul. Probabil că și tema asta artistică, foarte mulți artiști au lucrat în ultima vreme pe tema pandemiei, dar nu cred că asta este
schimbarea majoră. Schimbarea probabil va fi la nivel de mentalitate, nu la nivel de efectiv de teme și de imagine estetică. Probabil că, nu știu, o deschidere mai mare și pe partea de online, foarte mulți activând acum în zona asta, probabil că va fi o deschidere. Deci o schimbare a modalității de a lucra, de a interacționa. Da, probabil, da. Am înțeles. Kipper, ție cum ți se pare? Păi cam ce zice el, că cam tot o să ducă în online și asta tot am auzit. Și mai zic o chestie la partea asta de arhitectură de birou acasă, adică birou serios acasă, doar acolo să stai. Adică încă o cameră în plus, încă o funcțiune în plus în apartament sau casă. Da, o să influențeze la fel, nici eu nu știu exact. Uite, voi sunteți mileniali. Da. Deci vouă vi se pare că pandemia o să vă schimbe modul efectiv de a... stilul vostru de viață după pandemie? Vă vedeți întorcându-vă înapoi la stilul de viață dinainte sau simțiți că totuși a avut loc o schimbare care este poate o schimbare definitivă sau majoră? Eu mi-aș dori, cu toate că ar trebui să mă duc înainte, dar mi-aș dori oarecum să mă întorc. Adică plăcea să trăiesc ca înainte. Acum dar tu crezi că se poate? Deci nu te întreb numai ce ți-ai dorit tu, dar din ce vorbești așa cu colegii, cu lumea, cu interacționezi, crezi că se va reveni la ce a fost înainte, exact ca înainte? Nu. Sau crezi că va fi altfel? Nu, tatăl meu mi-a zis că va fi altfel. Va fi altfel? Da. Asta e, din păcate, nu vreau să recunosc, dar asta e. Mi-a zis că va fi altfel. Nu știu exact să vă zic, dar mi-au zis la fel, că va fi altfel, lumea se va comporta altfel, vei avea... Cum simți tu? Zici tu pentru tine însuți? Văd lumea mai speriată așa oarecum și în relații și când stau... Da, tu uite, se dă drumul mâine. Mâine se termină pandemia. Este absolut totul liber, totul se întoarce la... cum simți tu că ai acționat tu? Cum te-ai purtat tu? Păi ar fi foarte ciudat, pentru că n-am mai făcut chestii, adică n-am mai trăit, să zic, normal de foarte mult timp și probabil o săptămână, cam așa, mi-ar rău să mă acomodez, adică știu că atunci... El are deja termen, într-o săptămână mă acomodez, mă tot la cum era. Da, pentru că... Zice, teoretic crezi, dar oare chiar o să se întâmple? Păi atunci când am stat în casă, eu am stat 2 luni de zile în casă, când am ieșit pe stradă mai știam să merg, mai știam să mă compor pe stradă. Și să mă pe scaun, dar cum, ce făceai? Nu te duceai până la bucătărie, în sufragerie, cum? Nu, cum adică să mergi? Când s-a dat drumul, s-au început să deschidă magazinele, s-a pus să ieși fără declarație pe stradă. Așa? Știam așa să merg pe stradă. Când vedeam lumea, mă speriam așa un pic. Erau senzații ciudate. Poate percepția spațiului exterior, ai simțit că o ai altfel? Da, sau? da, asta. Deci un fenomen la care nu te-ai fi gândit înainte, vezi? Nu. Da. Nu. Matei? Probabil că va rămâne o frică. Mi-e așa. Oamenii vor fi mult mai sceptici și în relațiile... Mai introvertiți. Da, da. Și probabil că frica va rămâne, dar cred că, nu știu, relaționarea asta e ca un mușchi neantrenat acum. Când se va reveni la normal, probabil... De fapt, nu se va reveni niciodată la normal, exact ca înainte. Vezi o previziune diferită de săptămâna ta. Nu se va reveni niciodată la normal. Adică nu cred. E foarte posibil, este foarte posibil. La ce era înainte, dar probabil la o lume pe care la un moment dat o vom numi normal. Am înțeles. Că la un moment dat acela va fi normalul. Da. Da. Foarte interesant. Da, astea sunt discuții care efectiv le avem tot timpul, cum v-am spus, și nimeni nu reușește să ajungă la o concluzie. Deci se fac numai ipoteze. Eu am văzut și rapoarte și discuții și prezentări la conferințe făcute de psihologi care și ei spun același lucru. Nu, pentru că nu a existat o situație similară în trecut pentru o perioadă atât de lungă, nu, este foarte greu să faci previziuni și să vedem ce o să se întâmple. Ceea ce mă bucură însă pe mine foarte tare este că
voi vă pregătiți, uite, ați intrat la facultate chiar în contextul pandemiei, mergeți, vă văd așa foarte încântați de ce faceți, eu am văzut ce lucrări ați făcut voi și sunt foarte frumoase. Asta mi se pare un lucru foarte, foarte important de punctat, pentru că evident cu pandemia lumea nu a stat în loc, evoluția tehnologiei, artei, arhitecturii nu a stat în loc, ba din contră, pentru că acum este o situație limită, noi trebuie să facem efort după, să vedem, să întâmpinăm ce o să se întâmple și ce o să fie nevoie să facem, să putem reacționa la aceste schimbări. Și mie asta totuși mi se pare un lucru foarte bun. Cu aceasta încheiem emisiunea de astăzi. Țin să vă reamintesc că puteți revedea această emisiune pe canalul YouTube de la Art Media și pe website-ul artpress.ro, apoi la categoria tipuri de emisiuni la emisiunea Design Talk, unde pe pagina mea găsiți toate emisiunile care le-am avut înregistrate. Și ne vom revedea lunea viitoare de la ora 1 cu o nouă ediție Design Talk. Vă mulțumesc încă o dată! Mulțumim și noi! Mulțumim! Mulțumim. Mulțumim.